Așa, aș vrea să-mi spui ce se întâmplă cu piața îngrășămintelor în acest moment și cum îi afectează asta pe fermieri concret. Da, într-adevăr, în această perioadă fermierii au o mare problemă. Suntem în perioada în care ei trebuie să fertilizeze, iar criza mondială a gazelor și a energiei electrice a afectat foarte tare producția de îngrășăminte chimice. Prin urmare, majoritatea fabricilor se confruntă cu această problemă și au închis unii, chiar fabrica din România, de la Târgu Mureș, este închisă din această cauză, iar costul îngrășămintelor a crescut enorm. Aș putea să dau câteva exemple de prețuri comparativ cu perioada dinainte de această criză. Mi-am notat aici că azotatul de amoniu, care este un îngrășământ ce se aplică în perioada asta de primăvară, el în special ajută plantele să crească, deci este pentru suprafața foliară. Prețurile se situează undeva între 3.700 și 3.900 de lei pe tonă, fără TVA. Față de anul trecut era cât? Față de perioada dinainte de scumpire, când azotatul de amoniu era undeva la 1.000 de lei, să zic așa, grosomodo. Îngrășămintele chimice complexe, care au azot, fosfor și potasiu, se situează undeva la între 3.600 și 3.900 de lei pe tonă. Urea, care este tot un azotat de amoniu, este tot are aceeași substanță activă, doar că în cantitate mai mare, și care era preferată de fermieri în această perioadă, pentru că are 46% azot, comparativ cu azotatul de amoniu, care are 33%. A ajuns undeva la 4.400. Și un exemplu se produce în Turkmenistan, pentru că în România nu avem, și am văzut că pe piața din România avem oferte din Turkmenistan. Nitrocalcarul, care la fel este un azotat de amoniu, un azotat de amoniu nitric, adică se descompune mai lent, a ajuns la 3.300 de lei pe tonă. Toate aceste produse provin de undeva la origine din Rusia, pentru că multinaționalele au fabrici acolo, sau din Bulgaria. După cum știm, în România nu mai avem nicio fabrică în funcțiune. Dacă ar fi să facem un calcul, de exemplu pentru un fermier care trebuie să pună și îngrășăminte, trebuie să plătească și energie electrică, și gaze, și motorină, cam la ce costuri ar putea ajunge un fermier? Păi eu am făcut un calcul aici. De regulă, fermierii aplică undeva în medie cam 250 de kilograme de îngrășăminte chimice complexe, plus 250 de kilograme de azotat de amoniu, produs comercial mă refer, ca să ajungă undeva și să respecte normele de poluare și mediu, adică la 120 de kilograme maxim de substanță activă azotat, astfel încât să nu depășească limitele maxime admise de politica agricolă comună. Dacă ar trebui să aplice aceste cantități pe care le-a aplicat până acum, costul se situează undeva la 2.261 de lei, inclusiv TVA, pe hectar. Cu alte cuvinte, reprezintă 50% din investiția într-un hectar a unui fermier. Dacă înainte... Poftim? Numai îngrășămintele. Numai îngrășămintele. Asta vreau să spun. Dacă costul de investiție într-un hectar la grâu, spre exemplu, care este cultura de bază și care este unitatea de măsură, se situa undeva la 3-4 mii de lei. Acum, aproape 3 mii de lei costă numai îngrășămintele chimice. Ca urmare a acestui fapt, fermierii în acest an vor reduce substanțial aplicarea acestor îngrășăminte. Pentru că nu sunt capitalizați, marea majoritate sunt fermieri mici, nu au de unde să le procure, dar nici nu au posibilitatea să le cumpere. Toată această tevatură se va reflecta în producție. Dacă, să zicem, randamentul este undeva, am calculat eu aici, reducerea îngrășămintelor cu 30%, ar influența producția cu 10%,
dar ar influența și calitatea produselor. Se știe că azotatul de amoniu sau îngrășămintele pe bază de azot ajută la calitatea produsului, la grâul de panificație. Dacă nu mai aplicăm azot într-o anumită perioadă, în perioada de înflorit, să zicem pe frunze, grâul va fi unul de proastă calitate, un grâu de furaj. Nu va mai fi un grâu cu proteină, un grâu de panificație. Acum, dacă... Practic, am zis ce ar putea însemna asta. O să vedem și un produs finit mai scump la raft? Da. Aici vreau să ajung. Dacă toate aceste costuri vor crește, cu siguranță că ele se vor reflecta în produsele alimentare, chiar în securitatea alimentară. De ce? Pentru că odată că vor fi mai scumpe și doi, că unele produse nu se vor mai găsi, adică riscă să dispară odată cu aceste costuri exagerate. Dacă nu se întâmplă ca aceste prețuri să revină cât de cât la normal, să zicem că în primul an, adică în 2022, fermierii mai beneficiază de îngrășămintele existente în sol, care nu s-au descompus în totalitate de anul trecut. Și producțiile vor fi poate mai mici cu 20-30%. Dar, din câte am vorbit cu cei mai mulți fermieri, unii nici măcar n-au achiziționat deloc. N-au fertilizat deloc în toamnă, nici acum n-au achiziționat. Adică riscul este foarte mare ca producțiile să scadă. Ok. Referindu-ne la produsul final, cam ce produse alimentare s-ar putea scumpi și cam cu cât, dacă ar fi să facem niște estimări? Păi, în primul rând, ar trebui să ne gândim la produsele alimentare de panificație, da? Pâinea și derivatele lor. Pentru că știm bine că în România cea mai mare suprafață este cultivată cu grâu. Dacă aceste îngrășăminte vor continua să-și păstreze acest preț și nu vor scădea, în primăvară înființăm culturile de primăvară, porumb și floarea soarelui. Deci astea sunt produse de bază. Uleiul din floarea soarelui este un produs de bază. Ați văzut că la raft a crescut de la 4 lei la 10 lei. Cu alte cuvinte, în anul ăsta care urmează, acum se înființează în aprilie cultura de floarea soarelui, poate că o să dispară sau o să fie la un cost exorbitant. Și porumbul la fel, care România a fost unul dintre marii jucătorii pe piața mondială. Știm bine că a bătut Franța la producția de porumb. Deci, în primăvară, culturile vor fi, să zic așa, puse în pericol. Și implicit produsele alimentare. Și în special produsele alimentare de bază. Floarea soarelui, uleiul de floarea soarelui, făina, mălaiul, produsele derivate din aceste produse. Deci, consumatorul va fi extrem de afectat. Practic, cam cu cât ar putea crește produsele de bază? Cam cu cât ar putea crește prețul produselor de bază? Păi, dacă costul îngrășămintelor a crescut undeva la 250% și, să zic așa, producțiile ar putea să scadă cu 30-40%, eu cred că unele produse se vor scumpi de 2-3 ori. Mă refer la produsele alimentare de bază. Adică să crească cu 200-300%. Practic, pentru că criza aceasta a îngrășămintelor, la această criză a îngrășămintelor se adaugă și costurile cu motorină, energie, gaze? Sigur că da, pentru că, în primul rând, toate lucrările agricole necesită consum de combustibil. 30% din investiția într-un hectar înseamnă costul motorinei. Și la nivel mondial ați văzut că motorina a crescut enorm de mult. Eu mai mi-am notat aici 2-3 idei, căci aceste costuri, așa cum spuneam, vor fi transferate în lanțuri de aprovizionare cu alimente către consumator, prin mecanismul de transmitere a prețurilor. Așadar, eu cred că fermierii, începând din primăvara asta, trebuie să aibă în vedere un asolament și să schimbe puțin tehnologia de cultivare, adică să folosească
să introducă în cultură leguminoase, care au cam dispărut. De ce? Pentru că astea sunt fixatoare de azot și lasă 50-60 de kilograme de azot în sol. Deci va trebui să se reorganizeze. Cred că Uniunea Europeană trebuie să acorde neapărat un sprijin în mod expres pentru această situație excepțională pe care o reprezintă creșterea prețului la îngrășăminte, pentru că este un atac la securitatea alimentară. De ce spun asta? Pentru că UE, într-adevăr, în noua politică agricolă comună care începe în 2023, intenționează să reducă cu 20% consumul de îngrășăminte până în 2030. Adică 2023-2030, așa cum este noua politică agricolă comună, pentru a accelera tranziția către o agricultură durabilă. Deci va trebui să ne adaptăm. Problema este că toate aceste costuri se vor reflecta în produsul de la raft. Ok, perfect. Cred că e suficient să știi că